încă un sistem de la online shop, sistemul de navigație pentru Corolla, modelul nou, după 2007. E un sistem de bază, ca să zic așa, nu are comenzi pe volan, nu vine cu telecomandă, vine cu conexiune USB, conexiune SD card, aveți aici microSD-urile, conexiune USB aici, are conexiune iPod, vine cu TV Tuner digital, interfața este prietenoasă după cum se vede, are funcție RDS la radio. Aceleași funcții de bază, DVD player, o să intrăm puțin în meniul principal. Radio, vedeți, iconițele sunt animate. Navigație cu harta Full Europa, Bluetooth. Un loc mai jos pentru trioul de succes. Auxiliar, se poate monta camera de mers înapoi. Și tetieră, dacă doriți. Din nou cu băieții de la Deep Central, Russian Girl. Avem aici și butoanele rapide. Mut. Funcția ceas. Sunt butoanele rapide pentru funcțiile aparatului. Nu are funcția dual zone. Deci, cum am mai spus, e un sistem de bază. Culoarea este gri grafit. Se poate vedea. Ecranul este 800x480, deci este de înaltă rezoluție, după cum se vede. Luminile în bord sunt portocalii. Testăm puțin și funcția GPS. Intrăm direct pe butonul rapid, pe Navy. Navigation. Este updatată cu ultimele hărți din septembrie 2009. Viitoarele updatări se pot face la cerere de către client fără probleme. Virați ușă. A doua stradă, virați la stânga. În 200 de metri, virați la stânga.